O dietă sănătoasă ne poate păstra tinerețea și silueta de milioane. Dar ce facem cu pofta de bunătăți, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă? O misiune grea, dar ușor de realizat, cu ajutorul unui cofetar care știe să gătească folosind cele mai naturale ingrediente. Emilia Răileanu a lansat un blog personal unde impresionează vizitatorii cu deserturi care îți fac poftă chiar dacă nu simți aroma și gustul, care nu pot fi transmise prin poze. Am vizitat-o recent și am avut ocazia să gustăm un chec gustos, dar și sănătos, cu aronie și ciocolată albă. Pentru că conține fructe? Conține fructe, aronie și banană. Este un desert umed, foarte aromat, are o consistență puhavă. Abia aștept să-l vedem scos din rolă ca să-l și gustăm. El se face foarte simplu, adică oricare poate să facă acasă. Nu e nevoie de blender sau mixer. Tot ce e nevoie doar de o lingură și un tel. Nu mai ține replica că nu am ustensilele necesare ca să fac un desert bun. Da, asta nu e scuză. După ce smântâna cu zahărul au fost amestecate, în compoziție s-a adăugat un ou și banana pasată. Secretul acestui chec constă și în folosirea a trei tipuri de făină: făină albă de grâu, făină de migdale și făină de cocos. Adăugăm amidonul la aronie. Avem o nuanță așa frumoasă. Culoarea asta e culoarea anului. Da. Albastru spre cu nuanțe de violet. Nu, zadar a ales acest desert, da? M-am inspirat. Așa, și deja îl punem în formă. Și, da, se face foarte rapid, cum am mai spus. Câte minute va sta la cuptor? 30 sau 35, nu mai mult. Abia aștept să-l și decorez și chiar să vedem cum a ieșit. Pentru decor vom topi ciocolată albă cu frișcă. Acum e procesul de decorare, da? Cel mai frumos proces, cel mai plăcut. Vom decora. Și mai curioasă parte, da? Decorăm, da. Checul. Vom decora checul pentru Revelion. Se simte și gustul bananei și ceva migdale, da? De la făină se simte, uite, chiar am rămas așa cu gustul de migdală și aronia, bineînțeles. Vreau să ne spui cum ai ajuns să faci astfel de bunătăți, că s-a văzut că ai așa o pasiune aparte pentru deserturi. Da, totul a început din dorința de a-mi impresiona prietenul meu cu ceva gustos. Și nu vroiam ceva cumpărat, dar vroiam ceva făcut cu multă pasiune, cu mult drag, ceva sănătos, gustos. Și am început de la un tort de biscuit simplu, care îmi părea atunci, cu 10 ani în urmă, era cel mai gustos. După asta am început să facem mai multe rețete, mi-a ieșit din prima,
m-am bucurat și am început pasiunea că nu numai deserturi fac, fac și diferite rețete din diferite bucătării. Dar ai o preferință aparte pentru bucătăria italiană? Da, îmi plac foarte mult rețetele italiene, anume bucatele lor. Sunt mai gustoase, mai delicioase, mai aromate tot timpul. Și chiar am participat și la un concurs, era organizat de o bloghieriță, tot se află în Italia, și era din trei etape, trebuia să gătesc ceva și s-a pus accentul pe poză. Am participat la toate trei etape, pozele erau foarte reușite și am luat, desigur, locul întâi. Și am câștigat o colecție de 15 cărți culinare. Înseamnă că acum îți este și mai ușor, ai 15 cărți cu atâtea rețete noi. Da, mi-este destul de ușor. Mi-am pus scopul să prepar minim o rețetă o dată în lună și deja am ajuns la jumătate de colecție preparată. Emilia, eu vreau să-ți mulțumesc pentru că ne-ai primit în vizită în această zi. Vreau să-ți doresc un an nou fericit, plin de multe rețete noi reușite, așa cum obișnuiești. Și dacă tot ești pasionată și îți reușești atât de bine, poate chiar aplici la un nou concurs. Vă doresc un an nou fericit și plin de realizări frumoase. Așa să fie, la mulți ani!